Noi proiecte de modernizare în sectorul sănătății cu participarea guvernului Japoniei. În cadrul programului Kusanone, centrele de sănătate din orașul Leova și satul Bardar vor fi dotate cu utilaje moderne de necesitate primară. Astfel, cetățenii vor beneficia de servicii medicale performante în localitatea lor. Accesibilitatea cetățenilor la utilaje moderne este ceea ce dorim, susține ministrul sănătății Alan Emerenko. Japonia a oferit aproximativ 70.000 de dolari pentru modernizarea centrelor de sănătate din Leova și Bardar. Banii au fost alocați pentru procurarea utilajului performant și facilitarea procesului de lucru al acestor instituții. Donația de astăzi vine să ne extindă cooperarea în domeniul sănătății și să fortifice capacitățile instituțiilor de asistență medicală primară. Sunt foarte bucuroasă și onorată să anunț că Guvernul Japoniei este unul din cei mai fideli parteneri ai Guvernului Republicii Moldova, o țară atât de mică, dar care putem să beneficiem de un ajutor enorm. Beneficiarii granturilor susțin că o instituție medicală are întotdeauna mari necesități, de aceea trebuie să folosească toate oportunitățile pentru a o moderniza. Este un utilaj performant care ne propunem să-l procurăm, care va fi utilizat în diagnosticarea și a patologiilor și a efectua screening-uri în rândul populației pentru a exclude careva malformații. La moment, cabinetul de fizioterapie din incinta Centrului de Sănătate Bardar este dotat cu un echipament învechit care chiar datează din anii 70 ai secolului trecut. Și deci este foarte important de a moderniza pentru ca populația să beneficieze de un tratament cu aparataj performant. Programul Kusanone a fost lansat în Republica Moldova în anul 2008, iar până în prezent Japonia a oferit țării noastre finanțare nerambursabilă în valoare de peste 6 milioane de dolari SUA.